Garfield. Îngerașul. Miros de tort. Trebuie să mănânc tort. Tort de ciocolată. Ăsta e pentru expoziția lui Liz. Pune gura pe el și nu o să-ți mai fac lasagna cât vei trăi. Ai înțeles? Tort? Nu. Nu trebuie să mănânc tort. Trebuie să mă uit la televizor. Însă... E timpul pentru plimbare? Bine, o să te plimb până se întărește glazura. Va fi în siguranță de Garfield, presupun. Te vreau afară din casa asta acum! În secunda asta sau mai devreme, dacă poți. Miau, miau. Ești cea mai oribilă, monstruoasă și îngrozitoare vietate care a trăit vreodată. Să nu te întorci niciodată! M-ai auzit? Miau, miau. Cine are nevoie de el și de mâncarea aia de pisici ieftină? Somon tăiat și polistiren extrudat. Cine poate mânca alăturile alea? O să-mi găsesc o altă în casă. Uite motanul ăla pe care îl căutam. Oh, nu! De data asta nu mai scap. Așa! Smoală proaspătă. O să te duc la... Nu poți, nu poți să scap de mine. Acum am nevoie de mâncare și de o locuință nouă. Unde o să găsesc pe cineva destul de naiv să mă primească? Hei! Perfect! Miau, miau, miau. Bietul pisoiaș dulce și adorabil. Îngeraș? Ai un loc unde să stai, îngeraș? Ai cine să te hrănească? Miau, miau. Nu știu dacă ne mai putem permite un motan în casă. Bine, bine. Miau, miau. Miau, miau. Dar nu uita, doar pentru scurt timp, Odie. Nu-l putem păstra. O îngeraș e atât de scump. Garfield nu o să se supere dacă își va împărți mâncarea. Nu, 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 nu și nu. În ordinea asta nu o să avem încă un motan în casă. Știu că tu și îngeraș o să vă înțelegeți bine, Garfield. Prea bine, îngeraș, tu ștergi-o! Miau, miau!
Nu mă lua pe mine cu miau, miau. Frumos, Oti! Bunule, Oti! Nu mănânc eu lăturile astea. Vreau tort de ciocolată. Și am terminat desertul. Acum vreau cina. Cina! În ordine, n-am să-i fac nimic prietenului tău, Motanul. E bine? Știți? Nu-mi place să recunosc, dar e drăguțel. Câte necazuri mi-ar putea face? Cam atâtea. Garfield! Ce ai făcut cu bucătăria mea? Nu eu, sincer. Probabil el. E josnic chiar și pentru tine. Să dai vina pe îngeraș pentru ce ai făcut tu. Miau, miau. Și tortul meu! Ți-am spus să nu mănânci tortul! Cum ai putut? Cum ai putut? N-am fost eu! N-am fost! Sunt nevinovat! De data asta! Dacă n-aș fi, și eu aș da vina pe mine! Poate că dacă nu o să-i apară în cale, John o să-mi permită să locuiesc aici. O, frate, am nevoie de un pui de somn. Patul meu mă așteaptă. Mă așteaptă, dar în el e altcineva. Prea bine, netrebnicule. Ascultă-mă, Oti. Prietenul tău, Motanelul, nu e drăguț. Chiar nu e. O, să-mi placă să locuiesc aici. Hei, perdele! N-am sfâșiat perdele de câteva săptămâni. Scuze, cuțu. Să vedem ce face îngerașul nostru. John, o să dea vina pe mine! Garfield! Nu o să dai vina pentru dezastrul ăsta tot pe Motanel! Mi-a trecut prin gând! Începe să nu-mi placă deloc, motănei drăgălași. Nu-i un motănel drăguț. Cine nu e? Îngeraș, l-am văzut pe individul la care stai aducându-l acasă. Îngerașul e mai mare decât tine. Serios? Da, e singurul motan care trebuie să se bărbierească. Dar e piază rea. Alhingherul încearcă să-l prindă de câteva luni. Pe curând! Alhingherul n-ar fi în stare să prindă frigul la Polul Nord. I-aș putea da o lăbuță de ajutor. Pentru Liz de la John. Caragiosul ăla vrea să-i dea bomboane prietenei sale. Așa crede el. Miau, miau! Nu, potaie nesuferită! Nu vreau să arunc bățul ăla aiurit ca să-l aduci tu! Șterge-o de aici, că de nu... Unde rămăsesem? Iar motanul ăla! Casa e a ta? Adio pentru totdeauna! Ăsta nu e căminul tău? A fost? Dar am primit un indiciu cu privire la o locuință mai bună. E o casă ce se află în apropiere.
Are un maestru bucătar care gătește costițe calitatea întâi pentru animalele sale și are perdele de sfâșiat. Și cel mai bine e că își caută un motan. Oh, sper că sunt destul de drăguți. Costițe de calitatea întâi, spui? Mediu spre sânge. Costițe de calitatea întâi, mediu spre sânge, perdele de sfâșiat. Ce caut eu în băgăuna asta? Dă-mi adresa, o să stau eu acolo. Costițe, la voi vin! Individul o să mă primească. Numărul ăla cu pisoiul drăguț e mereu de efect. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Hei, miau, miau. Mai să fie. Ce avem noi aici? Un pisoiaș foarte drăguț. Miau, miau. Mai să fie. Prind animale vagabonde de ani de zile, dar asta e prima dată când îmi vin la ușă. Nu-mi poți face asta! Sunt un pisoi drăgălaș! Sunt adorabil! Torc! Ei bine, se pare că am scăpat definitiv de îngeraș. Până episodul ăsta va avea și o continuare. Niciodată să nu aveți încredere într-o vietate drăguță. Poate cred că pot scăpa basma curată, așa cred... Mă întorc peste 5 minute, dragă. Am luat 10 pizza pentru petrecere. Miau, miau! Hei, dacă am mers la el, de ce n-ar merge și la mine? Miau, miau! Wow, ce motănel drăguț! Nu-i așa că vrei niște pizza? Miau, miau! 2 ori 2 necazuri. Hei, cineva a cumpărat în sfârșit casa șostacilor. Avem vecini noi, Garfield. Nu-mi pasă decât dacă fac grătare. Nimic nu o să mă întrerupă somnul de 2:17 de la amiază. Alarma de piază rea! Cine e acolo? O, nu! Drusila și Minerva! O, stai! Să scriu o felicitare! A nu se deschide înainte de Crăciun sau la plecarea gemenelor. Nu o să mă găsească niciodată aici. Sper, sper, sper. Dragule John! Drusila, Minerva! Nu, eu sunt Minerva. Ea e Drusila. Am venit să ne jucăm cu motanelul. Garfield! Unde ești? Garfield! Motanel! Oleu! Da, tocmai au sosit. Au fugit la etaj să-l caute pe Garfield să-l îmbrace de gală. Pe Garfield nu, nu-l deranjează. Să te îmbrace pe tine în moda toamnei, să vedem dacă ți-ar plăcea. Motanel! O ascunzătoare! Am nevoie de o ascunzătoare! Garfield! Unde ești? Avem rochii noi de firmă pentru pe mine! Acolo se mută noi noștri vecini! Mă ascund în curtea lor! În siguranță! În siguranță! Hei, motanule, vrei să ne jucăm de-a pirații? Nu cred că vreau asta, nu. Hei, motanule, vrei să ne jucăm de-a pirații? Ei, cum a ajuns aici atât de repede? Nu, nu vreau să mă joc de-a pirații. Am spus, vrei să te joci de-a pirații? Hei, cum a, acolo era, dar acum e... Vrei să te joci de-a pirații? Exact ce n-am nevoie. Alt gemeni! Eu sunt Lester, el e Chester. Sunt Chester și Lester. Suntem Chester și Lester. Sunt Garfield și am șters-o. Hai să ne jucăm de-a pirații. Nu, nu. Nu sta prățăpit acolo cu telecomanda în mână. Ajută-l pe bietul motănel. Drusila, Odi crede că a luat-o încolo.
Tu ești Drusila, eu sunt Minerva. Oh, da, mereu încurc numele noastre. Nu o să-mi placă să mă joc de pirații. Ce să facem cu pungașul ăsta nedrebnic, prietene? Pune-l pe pungașul nedrebnic să meargă pe scândură, capitane. Ai, ai, prietene. Am avut dreptate. Nu-mi place să mă joc de pirații. Bietul motănel. Am venit și-o grijă, Garfield. Desfelăm noi. Îi facem două băi. Ajutor! Să mă scape cineva! Ei, întoarceți-vă cu pungașul nostru netrebnic. Da, ne jucam de-a pirații cu el. Garfield! Ușurel, cățeluș! Doar ne jucam? Lasă-ne pace! E în ordine, băiete! Spală-l pe urechi, trebuie copita, bine pe ochi. N-aș putea să merg iar pe scândură. Încă miroase a noroi. Da, aducem niște parfum. Da, parfum. De narcise. Va mirosi atât de bine. Trebuie să o întind de aici. Trebuie să mă mut în altă țară. Știți cumva vreo țară unde nu trăiesc gemeni? Unde e ilegal să semeni cu altcineva? Oh, nu! Oh. Să ne jucăm de-a cowboy. Da, cowboyii sunt grozavi. Nu vreau să mă joc de cowboy. Pe de altă parte, măcar nu o să ajung iar în noroi și nu o să mai facă iar baie. Deci, ce să facem cu durul ăsta laș și fricos, șerifule? Pune-l pe durul ăsta laș și fricos să meargă pe scândură, ajutor de șerif. Desigur, șerifule. Să facem iar baie. Spală-l pe urechi. Spracă-i codița. Să luptăm frumos. De ce crezi că mai are nevoie? Mai puține băi. Balsam! Avem balsam în casă. Vrei să ne jucăm de-a pirații? Oh, nu! Hai, să ne jucăm de-a pirații! Oh, Odi, trebuie să mă ascunzi! Vrei să ne jucăm de-a pirații? Odi, lasule! Evident! Aș fi făcut la fel. Întoarceți-vă cu motănelul! Trebuie să-l dăm cu balsam! Ce să facem cu pungașul ăsta netrebnic, marinar? Pune-l pe pungașul netrebnic să meargă pe scândură, capitane! Pungașul netrebnic o să vă scutească de deranj! Acum trebuie să-l dăm cu balsam! Nu mai suport! Nu mai vreau gemeni! Nu mai vreau gemeni! Vrem să ne jucăm de-a pirații cu motănelul! Salvați-mă de ceilalți gemeni! Salut, Garfield! Cum îți merge? Harry! Trebuie să mă ajuți! Sunt chinuit de gemeni! Îngrozitor, Garfield! Așa este! Ce o să facem în privința asta? Oh, nu! Gemenii, Harry! Sunt blocat în lumea gemenilor, unde toți sunt gemeni! Nu-i chiar atât de grav, Garfield! Și ce dacă el seamănă exact cu mine? Cum adică? Eu nu semăn cu tine! Tu semeni cu mine!
Oh, nu! Lim de câini gemeni! Hei, cunosc locul ăsta și îmi place! E pizzeria lui Vito! Buongiorno, prietenul meu Garfield! O pizza frumoasă caldă doar pentru tine! Buongiorno, prietenul meu Garfield! O pizza frumoasă caldă doar pentru tine! Ei bine, treaba asta cu Gemini are și unele avantaje! Oh, ce bucurie! O pizza delicioasă numai pentru mine! O să-mi umple cervetul! Oh, divin! O pizza frumoasă numai pentru mine! Și eu am să-mi înfulec șervetul. Ei, voi doi, una dintre ele, de preferat amândouă, e a mea. Nu sortimentul ăsta de pizza îl voiam. Eu vreau cu peperoni, ciuperci și ceapă. Eu vreau cu cărnați, ananas. Nu mai suport, trebuie să o șterg de aici. Eu vreau cu chistele, legume și adaos de cașmal. Eu vreau cu ardei, broccoli și anșoa. Eu vreau cu bacon canadian, nuci și cu adaos de bacon canadian. Mai rău, de atât, nu se poate! Salut, Cargill! Salut, Cargill! Salut, Cargill! Salut, Cargill! Salut, Cargill! Teafăr, Drusila? Așa cred și eu. Și tu ești Drusila, eu sunt Minerva. Motanul e teafăr? Da, dar nu mulțumită vouă. Ne distram și noi, dar jocurile noastre video sunt stricate. Poți să te distrezi și fără jocuri video. Serios? Serios? Da, de ce nu jucați dame? Sau un joc de cărți? Nu știm cum. Haideți, o să vă arătăm noi. Da! Poate asta o să-i țină ocupați o vreme. După atâția gemeni am nevoie de două reprize de somn, de două prânzuri, două cine și o vreme de nicio dublură. Tu ești Garfield! Ia uite ce am eu aici! Gemeni! Voiam doar să-i arăt noua mea oglindă în mărime naturală. Nu-l înțeleg pe motanul ăsta. Nici eu. Au dublat în limba română actorii Pavel Sârghi, Florian Silaghi, Iona Brudan, Sebastian Lupu, Sorin Ionescu. Traducerea și adaptarea Ester Achelariu. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea. Publicitate.